Salut, dragi! Voi face citirea pentru săptămâna 23 octombrie, 28 octombrie. O săptămână cu soarele în scorpion, dar și o săptămână cu care se încheie cu o lună plină în taur și cu o eclipsă parțială de lună în taur. În 28 octombrie. Haideți să vedem pentru voi, veți resimți în continuare eclipsa de soare, fiindcă sunteți semn cardinal, cei care aveți ascendentul în rac. Haideți să vedem. Aveți aici un diavol. Am zice că este, s-ar putea să fie un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. S-ar putea să, să fie un fel de atenționare, fiindcă acest personaj vă cunoaște foarte bine și vă cunoaște în primul rând viciile. O să ziceți că poate nu fumați, nu beți cafea, nu știu ce, dar nu numai astea sunt vicii. Viciul este și acela de a vă dori posesivitatea pentru anumite lucruri, pentru anumite aspecte sau altele. Și voi, racii, s-ar putea să aveți și voi aceste vicii. Și acest lucru vă face vulnerabil în fața acestui personaj care vă cunoaște aceste vicii și va ști cum să le exploateze. Sfatul este: renunțați la aceste vicii. Vom vedea acum, așa cum sunteți voi. Iată, începem, da? Un paș de cupe, un as de monede și luna. Voi aveți, am putea spune, lacrimi. Din cauza unei bârfe, din cauza unei iubiri sau aveți o persoană foarte tânără în jurul vostru cu ascendent zodie, lună plină în pești, care are aceste suferințe, o suferință sufletească, mai mult datorată iubirii. În ceea ce privește, deci pot fi și lacrimile voastre, dar poate să fie și lacrimile unei alte persoane și voi să încercați să-i dați sfaturi sau să o înțelegeți, să vă arătați romantismul, sensibilitatea. În schimb, pentru voi fericirea reprezintă banii. Asul de monede reprezintă bani, o sumă de bani pe care ar trebui să o primiți. Sumă de bani care ar trebui să vă dea, să zicem, posibilitatea să investiți, să investiți într-o locuință, să investiți într-o mașină. Deci este un aspect foarte important pentru voi și partenerul vostru de viață. Este ca un fel de talisman al norocului, acest as de monede. Sfatul este: această investiție să o faceți atunci când soarele este în aspecte benefice cu Jupiter. Veți avea acest lucru de la horoscop. Luna în pești, luna arată un drum dificil pentru voi. În zona aceasta de cunoaștere spirituală, de studii filozofice, religie, de călătorii, călătorii spirituale, deci este un risc pentru faptul că nu aveți persoane de încredere. Întâlniți persoane care sunt puse pe bârfă, pe minciună, pe întins capcane, nepăsare, dar este o atenționare. Dacă puteți, nu intrați în acest drum al vostru de cunoaștere și
Sau dacă trebuie să faceți acest lucru, încercați atunci să observați și să acționați în consecință. Și iată, banii, resursele au o importanță foarte mare pentru voi. Referitor la resursele voastre și bunurile materiale acumulate prin munca voastră, sunteți un fel de eremit. Deci vreți să protejați ceva, vreți să țineți ceva cu orice preț. Să vă folosiți intuiția, mentalul, ideile, dar și să vedeți dușmanii, să vedeți prăpastia în întuneric, să vedeți pe unde călcați, să simțiți acest lucru folosindu-vă de acest baston. Am putea spune că sunteți foarte, foarte atenți și știți că vorba este de argint, tăcerea este de aur. La locul de muncă sau legat de sănătate, sunteți foarte cumpătați. Vreți să studiați toate forțele care intră în joc, să echilibrați aceste forțe, să le țineți sub control, astfel încât să puteți să vă aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți sau să ajungeți voi acolo unde vă doriți. Menirea voastră este să arătați iubire, să arătați aceste sentimente, sensibilitatea voastră, dăruirea voastră, iubirea voastră față de ceilalți. Cariera voastră, deci menirea voastră, așa cum am spus, este acest as de cupe. Vorbim de comunicare, contracte și relații. În comunicarea cu persoanele apropiate, frați, surori, verișori, vecini, voi transmiteți foarte bine, deci aveți și un mod de comunicare probabil la distanță, care vă ajută să comunicați foarte bine cu ceilalți și vă simțiți foarte bine. În schimb, legat de un contract, voi s-ar părea că unii dintre voi vă logodiți, vă căsătoriți și aveți o petrecere importantă în viața voastră, sau alții participați la o logodnă, la o căsătorie și vă simțiți foarte bine cu acest trei de cupe. În ceea ce privește îndrăgostiții, gemenii, am zice, în relațiile cu prietenii, cu protectorii, sunteți puși în fața unui moment dificil în care voi trebuie să faceți o alegere. O alegere între viciu și virtute, o alegere dificilă, o alegere între două drumuri opuse, chiar dacă poate fi vorba de un sentiment de iubire pe care îl aveți față de un prieten sau de un protector, dar va trebui să faceți această alegere. Sfatul arcanei este: alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Familia, căminul, schimbarea, transformarea și karma, secretul sau o datorie, dar eu zic că este vorba de un secret. În familie, în cămin, în relația cu partenerul de viață, veți pierde ceva. Fie că unii dintre voi aveți un partaj sau așteptați să primiți din partea familiei niște bani,
nu veți primi acești bani și dacă este vorba de un partaj, s-ar părea că veți pierde. Treceți printr-o perioadă de schimbare, de transformare. Vă gândiți că aveți niște secrete pe care le cunoașteți despre ceilalți și ați putea să le folosiți. Acest lucru vă transformă în Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, cu aspectele ei benefice, dar și malefice, și am putea spune că veți încerca să aflați niște secrete despre cineva. Acest lucru vă gândiți că vă poate rezolva o situație, poate să fie un aspect unde să folosiți aceste secrete. În schimb, secretul vostru este acela de a acționa. Veți încerca să acționați, să începeți ceva. Fie că plecați într-o călătorie, fie că legați o prietenie unde într-adevăr urmăriți ceva sau începeți un proiect nou. Totul va fi secret, nu îl veți divulga, veți prefera să păstrați acest secret. Aceasta a fost citirea pentru voi. Dacă observați, aveți o săptămână destul de activă, dar și riscantă în același timp, cu luna, deci în cunoaștere, în călătorii, și veți avea o alegere importantă de făcut în această săptămână. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul, să dați un like, să transmiteți mai departe, să vă abonați, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!